Salut, sunt Costin Giurgea și astăzi vreau să vorbim puțin despre S Pen-ul de pe Note 20 Ultra 5G. În afară de a fi caracteristica principală prin care se diferențiază Note 20 față de restul telefoanelor pe care le face Samsung, acest S Pen vrea să fie și un instrument care să ne facă viața mai ușoară. Dar oare ne face viața mai ușoară sau ne complică încercând să ne facă mai ușoară? Vedem imediat. În primul rând, câteva specificații. Cel mai important update pe care l-a primit acest S Pen față de cel cu care ne-am obișnuit pe Note 10 Plus este legat de latență. Latența este, de fapt, timpul care trece din momentul în care ai pus S Pen-ul pe display și momentul în care se întâmplă ceva pe display. Ei bine, latența asta este acum de doar 9 milisecunde. Practic, de vreo 4 ori mai mică decât era înainte. Asta înseamnă că în momentul în care te apuci și scrii ceva pe ecran, senzația pe care o ai este că totul se întâmplă super rapid. E ca și când ai avea un creion în mână sau un pix și ai scrie pe foaie. Aceste 9 milisecunde sunt un factor de timp aproape imperceptibil pentru un om normal. În plus, acum S Pen-ul face și un zgomot de creion pe hârtie în momentul în care te joci cu el pe ecran. E foarte mișto. Ce trebuie să mai știți despre S Pen la nivel de specificații este că funcționează cu Bluetooth. O să vă arăt imediat cum face Air Gestures. Trebuie să mai știți că are o baterie probabil minusculă de litiu titanat, că poate sta în standby până la 24 de ore și că acest vârf are un diametru de doar 0,7 mm. Și este și rezistent la apă și praf, într-un coeficient IP68, exact ca telefonul. Acum, hai să vedem ce putem face cu acest S Pen. Air Actions. Ce înseamnă acțiunile astea prin aer? Păi înseamnă că te joci un pic de Harry Potter. Ții bagheta asta magică în mână, o îndrepți către telefon și, spre exemplu, să zicem că ești în mail-uri, apeși aici, faci așa pe ecran și s-a făcut un screenshot. În același timp, dacă faci un V orientat spre stânga, telefonul se va duce la pasul anterior. Dacă faci un V orientat spre dreapta, va deschide toate aplicațiile. Tot prin gesturi pot să folosesc și softul camerei, în care am intrat și după aia pot să mă joc după cum urmează. Ridic un pic în sus și s-a schimbat camera de la selfie la camera pe spate. Mă joc un pic la dreapta sau la stânga, după care apăs pur și simplu pe buton și am făcut o fotografie. Sunt o mulțime de acțiuni pe care poți să le faci cu S Pen-ul de la distanță, dar cumva mie mi se pare că toată treaba asta e un pic, cum să vă spun, peste mână. Consider însă că S Pen-ul este un instrument minunat dacă îl folosești la alte lucruri, spre exemplu la Notes. Uite, intri în meniul de Notes, apeși primul buton care ți iese în cale, Create a Note, și începi să te joci să scrii aici. Convert to text. Ia uite, Samsung Note 20, tare, convert. Acum, ceea ce pot să fac este să mă duc, spre exemplu, în galeria foto, să mă uit în ce poze am făcut, uite, spre exemplu, acest selfie. Să fac aici un Smart Select. Uite, mi-am făcut un Smart Select pe față și să-i dau Pin to Screen. După ce am dat Pin to Screen, mă duc înapoi la Notes și pur și simplu trag această poză în notițele mele. Mai departe, pot să mă duc pe butonul ăsta și să apăs pe Voice Recordings. Când am pus pe Voice Recordings, mă apuc și scriu și telefonul o să facă o sincronizare între ce scriu și ce vorbesc. Nu uita să iei mere. Minunat! Iar acum, după ce am făcut eu notița asta minunată, pot să merg mai departe și să salvez acest fișier ca PowerPoint file. Îi dau save și practic mi-am salvat un fișier PPT pe care apoi pot să mi-l trimit pe mail și când îl deschid acolo să fie direct o prezentare. O altă chestie super interesantă pe care poți să o faci cu S Pen-ul este, spre exemplu, un fișier GIF din ce fișier video vrei tu. Ia uite, am făcut un GIF cu fața mea. Save și l-am salvat în galerie.
Ce mai poți să faci cu S Pen? Live Messages. Fiți atenți cum funcționează asta. Apeși butonul minunat de aici, ți s-a deschis un meniu în care poți să selectezi camera sau color, să te joci în galerie sau în collection. Deschizi camera, ai intrat în meniul camerei, faci o poză, tragi aici o inimioară frumos și zici e foarte tare. Așa, după care zici done. Ia uite ce live message frumos am făcut. Ia uite, vezi? Minunat! Ce mai poți să mai faci cu S Pen? Intri frumos în meniu și te duci la Translate. Setezi limba din care vrei să traduci text, după care te duci, să zicem, în Chrome și te duci înapoi la o pagină în spaniolă, să zicem. Ai căutat El País și vrei să știi ce mai scriu băieții ăștia în Spania. Pot să mă duc frumos cu S Pen-ul pe un cuvânt și să văd ce înseamnă. Opposition înseamnă opposition, desigur. Tras, oare ce înseamnă? After. Sacrificar, ce poate să însemne? Sacrifice. Integrarea cu Microsoft este minunată, astfel încât în momentul în care îți trimiți un PPT, pur și simplu deschizi mail-ul, deschizi PPT-ul și navighezi prin el foarte, foarte frumos. Uite, în acest slide chiar sunt eu și pot să dau copy pe text, pot să dau copy pe titlu și pot să dau chiar și edit pe tot slide-ul. Ia uite, am intrat în el și pot să mă joc. Este oare acest S Pen un argument suficient de puternic astfel încât tu să-ți cumperi un Note 20 Ultra 5G? Nu știu, e o decizie subiectivă. Dar ce pot să spun este că această baghetă magică face un telefon foarte bun să fie și mai special. Ne vedem la următorul video de Tips and Tricks.